Până să ajungă la Chișinău, Emmanuel Macron s-a întâlnit de dimineață cu președintele României, Klaus Iohannis. Cei doi șefi de stat au discutat și despre situația din Republica Moldova, mai exact cum poate fi ajutată țara noastră să facă față provocărilor cu care se confruntă din cauza crizei de securitate generată de războiul declanșat de Rusia. Iohannis a reiterat că Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei trebuie să fie acordat cât mai repede statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Legătură cu recentele cereri de aderare la Uniunea Europeană ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, am subliniat sprijinul nostru puternic pentru integrarea europeană a acestor state. În viziunea României, cei trei aspiranți trebuie să beneficieze de cadrul optim de derulare a proceselor de reformă și de o abordare unitară în conformitate cu propriile merite și cu progresele înregistrate în procesele de reformă. Am susținut importanța unui semnal politic clar privind hotărârea Uniunii Europene de a se angaja cu partenerii pe un traseu ambițios pro-european care să fie adoptat la Consiliul European din această lună, din iunie. Președintele României, Klaus Iohannis, și cel al Franței, Emmanuel Macron, s-au întâlnit în această dimineață la baza aeriană Mihail Cugălnicianu din județul Constanța. Situația din Ucraina a fost una din temele centrale ale discuțiilor dintre cei doi oficiali. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.